Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi am vrut ceva dulce, dar să aibă fructe. Așadar, am făcut această minunată prăjitură pufoasă cu iaurt și doar cu stafide. Atât am avut eu în casă. Este umedă, parfumată, super pufoasă, deși nu vom folosi agenți de creștere și se face foarte rapid. Putem pune ce fructe ne plac. Sau doar stafide, cum am pus eu. Rezultatul o să fie gustos în orice combinație. Se face foarte rapid și poate constitui o variantă gustoasă pentru gustare sau poate pentru a fi luată la pachetel, la școală, la serviciu. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Pentru o tavă rotundă cu diametrul de 28 de cm, ne trebuie cantități duble din fiecare. Pentru diametrul de 18-22 de cm, putem folosi jumătate din cantitățile pe care le am eu aici. Deci, avem nevoie de 8 ouă, 80 de grame de făină, 60 de grame de amidon, 150 de grame de zahăr, 200 de grame de iaurt gras sau smântână, 100 de grame de stafide sau 250 de grame de fructe proaspete sau congelate, 2 plicuri de zahăr vanilat, o linguriță de coajă de lămâie rasă sau de portocală, o lingură de oțet sau zeamă de lămâie și un praf de sare. Extra, pentru un tava, ne mai trebuie o lingură de unt, aproximativ 30 de grame, și o lingură de griș. Primul lucru pe care îl facem este să dăm drumul la coptor și să-l fixăm la 180 de grade. Apoi separăm albușurile de gălbenușuri. Întâi mixăm albușurile. Punem peste ele oțetul sau zeama de lămâie și mixăm cu mixerul la viteză mare până se spumează bine, aproximativ 2 minute. Apoi adăugăm zahăr în 3 tranșe, mixând câte un minut după fiecare tură. Și în 5 minute vom obține o spumă fină, fermă, lucioasă, care nu se mișcă atunci când întoarcem castronul. Are o ținută fixă și fermă. Lăsăm albușurile deoparte și trecem la gălbenușuri. Punem peste ele sarea și mixăm pentru câteva secunde. Apoi adăugăm treptat iaurtul sau smântâna, mixând în continuare. Adăugăm și aromele, zahărul vanilat și coaja de lămâie sau de portocale, mixând. Apoi adăugăm și făina cu amidonul pe care le incorporăm în amestec. Durează doar câteva secunde și gata. Acum adăugăm amestecul de gălbenușuri peste spuma de albușuri și încorporăm ușor, amestecăm cu o lingură sau o paletă, de jos în sus, cu răbdare, pentru a păstra spuma, care va ține loc de agent de creștere. Poate dura aproximativ un minut. Spre final, adăugăm și stafidele sau fructele tăiate cuburi. Păstrăm câteva pentru a pune pe deasupra la final. Apoi aducem forma de copt, unsă cu unt și pudrată complet cu griș. Pentru rețeta dublă avem nevoie de o formă cu diametrul de 28 de cm, dar pentru rețeta simplă, adică jumătate de ce am pus eu mai sus, este suficientă o formă de 18-22 de cm. Turnăm tot aluatul și uniformizăm la suprafață. Pufoasă!
Punem pe deasupra restul de stafide sau de fructe păstrat. Tava va merge la cuptor la 180 de grade Celsius pentru 40-45 de minute. Când este gata, scoatem tava din cuptor și lăsăm să se răcească puțin. Uitați ce fain a crescut! Trece și testul scobitorii. O scoatem din formă și observăm ce aspect frumos are și pe laterale, datorat grișului. Deși se va lăsa după răcire, la fel ca la orice sufleu, aspectul și mai ales gustul nu va avea deloc de suferit. După răcirea completă, putem porționa și savura cu multă bucurie. Tăiem prăjitura pufoasă cu iaurt și fructe și presărăm deasupra puțin zahăr pudră și o servim alături de persoane dragi. Uitați cât de pufoasă este, iar gustul este senzațional, umed, aromat și foarte fin. Dragilor, este nemaipomenit de bună și cu stafide, dar cu fructe e și mai fresh, răcoroasă chiar, așa că vă îndemn să probați această rețetă ușoară și cu siguranță vă face parte din preferatele voastre. Deci, spor la treabă și poftă bună, dragilor! Vă pupă, Claudia!